Cartea care într-adevăr m-a marcat cel mai mult a fost Presenting Twin al lui Jerry Weissman. Jerry Weissman a fost un om care a lucrat foarte mult timp în media și a ajuns să consulte președinți de companii, directori de marketing de companii, asupra modului în care se face un pitch de vânzare corect. În fiecare zi facem pitch-uri de vânzare, absolut în fiecare zi, și nu neapărat către clienți, către oamenii de lângă noi, către cei apropiați, către superiorii noștri, către oamenii noștri, pe care încercăm să-i convingem de o inițiativă, de o idee. Ceea ce ne învață această carte, Presenting Twin, este cum să structurăm foarte clar această prezentare. Ne ajută să ne disciplinăm foarte mult discursul. Care este valoarea adăugată pe care noi, cu discursul nostru, o aducem în viețile lor? Cum ne asigurăm că cei cărora le vorbim chiar rămân cu ideile pe care noi am încercat să le comunicăm? Cel mai important lucru de reținut din această carte este că ne ajută inclusiv în viața noastră profesională. Foarte mult. Practic, nu este genul de carte pe care o citești odată, o lași jos, ok, și după aia te miști mai departe. O citești, o recitești, o re-recitești și te gândești la conceptele din ea, la fiecare prestare, la fiecare discuție de vânzări pe care o ai, pentru că, într-adevăr, aceste concepte de bază din această carte chiar cred că ne ajută.